Bine v-am regăsit, prieteni! M-am gândit să vorbim astăzi despre derizoriu. Dar nu așa, cumva, filozofic despre concept, ci pur și simplu să vedem ce înseamnă derizoriu. Da? Ne supărăm extrem de tare când unii scriu despre noi, vorbim despre unii alții care fac tot felul de năzbâtii sau nenorociri prin Occident. Dom'le, românii au făcut. Da, vă dau o știre. Din Rufor Media, românii au atacat o secție de poliție din Bavaria după ce un bărbat a fost arestat pentru violarea unui copil de 4 ani. 135 de polițiști au fost mobilizați pentru respingerea agresorilor. În mod evident, nu este o știre. Și o să spun de ce. Nu românii au atacat o secție, ci câțiva, o hoardă de asta de idioți care, la care nu contează etnia, da, contează abureala din cap, au făcut ce au făcut. Da, când spui românii, deja parcă mă bat și pe mine între tembelii ăia și chiar nu vreau. Da, nu mă interesează ce etnie au, ce naționalitate au, ce pașaport au. Ok, sunt cetățeni români, însă sunt cu nume și prenume infractori. Da, bun. Și după aia vine derizoriu. Românii au încercat inițial să-i convingă pe polițist că tânărul acuzat de viol este nevinovat, după care au recurs la violență, au smuls ușa de la intrarea de la secția de poliție. Polițiștii au fost atacați cu pietre și cu șlapi. Asta relatează presa germană. Cu șlapi. O da cu șlapul după ei. Știi? E cam bancul ăla cu țâvnosul care îi zice copilului, bă, vezi că iau șlapul. Mă rog, era un pic mai, vezi că iau șlapul la tine. Da. Și mă gândeam, deci după episodul de la Budapesta cu Opinca, da? Că nici acolo n-am avut steag, să punem steag și am luat-o la o opincă, da? Acum dăm cu șlapii către Occident. Avem, se pare, în ADN-ul ăsta de supraviețuire, dacă vrei, atitudinea asta de a face orice ca să spălăm situația, să o facem mai albă. Și acum nu vreau să vorbesc pe Budapesta cu Opinca, dar între ghilimele Mare Armata Română, care a învins o armată inexistentă în 1919 ungurească și a mai făcut ce a mai făcut acolo, nu intrăm în detalii. Rămâne Opinca și acum vin șlapii. Sigur, epocă istorică diferită de o altă epocă istorică, nu se pune una cu alta, dar rămâne acel derizoriu cumva prin care se vede că ceva scârție la noi. Și o să întrebe unii, enervați deja, de ce ai zis de Opinca cu Budapesta și ai amintit de șlapii din Bavaria, domnule, cum poți să spui așa? Păi uite-te cum ne dăm noi înșine șuturi în fund. Da? Mihai Viteazu. Unii îl consideră, domnule, mare întemeietor al țărilor române, mare, tare, etc. Alții vin istoricii tineri și arată că, băi, stai că nu a fost chiar așa, dar mă rog, nu intrăm în amănunte, că nu ăsta e nu asta e tema emisiunii. Însă, când te apuci de făcut la Alba Iulia doar pentru că vii dintr-alte locuri și crezi tu că ești mai țâvnos decât tăți, da, să celebrezi figura lui Mihai Viteazu și cum o celebrezi? Printr-un marș otoman naționalist, l-ai folosit la o ceremonie de omagiere a lui Mihai Viteazu și zic istoricii din Alba Iulia, cumva stupefiați în fața ălora care au venit în Alba Iulia să dea tonul, știi? Și mi-amintesc că aici, cred că Șerban Nicolae zicea, domnule, voi ăștia din Alba Iulia trebuie să fiți mândri când vine o personalitate din București la voi, se referă la el. Da. El sau Ciordache, nu mai țin minte. Da. Deja, zic istoricii, ai ingredientele unui cocktail cultural manelizat. Adică, inclusiv din istorie, știm să facem manele. Am trecut de la Cântarea României la O viața mea. Bun. Și zice Liviu Zgârciu, istoric din Alba Iulia. Bă, toate bune și frumoase cu intrarea lui Mihai în Alba Iulia, dar nu mă pot abține să nu remarc frumusețea de marș militar. Că e otoman. Nu e nicio problemă, că iar zice lumea că-s cârcotaș. Marșul are și versuri, postez aici și traducerea lor. Poate data viitoare vrednici oșteni ăștia ai lui Mihai le vor cânta și ei. Și au pus intrarea lui Mihai Viteazu în Alba Iulia cu un marș otoman, fii atent ce versuri are marșul otoman. Uită-te la strămoșii tăi, bunicul tău, descendenții de tatăl tău, națiunea turcă a fost întotdeauna curajoasă, armatele tale de multe ori au fost renumite în întreaga lume. Națiune turcă, o națiune turcă, iubește-ți naționalitatea cu pasiune, copleșiți dușmanii patriei voastre, cei blestemați vor avea gust de umilință. Adică invers de cum ar fi trebuit să cânte ăia la Mihai Viteazu. Da?
eu pus în scenă, momentul ăsta lui Mihai Viteazu e pus în scenă de o trupă de amatori a unei asociații care și-ar fi propus să țină în mod obișnuit astfel de spectacole. Pur și simplu este ciudat. Au început după atacurile asociației ăsteia, mai de capul ei, la istoricii din Alba Iulia, da? Au venit băieții încărcați cu entuziasm, cu testosteron identitar și au zis, băieți, acum noi suntem aici, cum e chestia aia? Noi suntem aici pe vești stăpân, da? Și au început să atace inclusiv pe fosta directoare a Bibliotecii Bataneu din Alba Iulia, Doina Hendre Biro. A fost admonestată de administratorii contului Vizit Alba Iulia pentru un comentariu. Și zic, doamnă, ești picată din avion sau ai rămas printre nori? Informați-ne, doamnă, de la cei care știu istorie, nu la cei care stau pe terase cu pretenția că simplu fapt că se angajează la stale de puterea de nu știu ce patenta adevărul istoric. Adică se formează chestiunea asta de tot felul de ciriplici, în adevăr se mai pune și pulifrici, da? Care vin și își dau ei, începând de la Iisus, care a fost român, evident, și până la, știu ei mai bine despre ce a fost vorba la Mihai Viteazu, vin cu complexul ăsta și spun, domnule, învățați de la ăștia, de la noi, de la adevărații patrioți români, ce a fost aia istorie. Adică să învățăm cumva de la frustrările mari ale lor, ce e una și alta. Da? Istoricii au criticat nu doar marșul turcesc utilizat, ci și momentul ăsta de divertisment, de reenactment. Da? Ciocate, pantalon de la second hand, o cuirasă de 100 de lei și deja ai un echipament complet pentru a da viață lui Mihai Viteazu. Bașca vii și ții un discurs tembel de genul frați creștini, România este liberă. Apoi închei apoteotic cu un marș otoman de proslăvire a națiunii turce și deja ai ingredientele un cocktail cultural manelizat. Să-l vezi pe Mihai Viteazu pe cal, urlând la poporul adunat acolo și filmând, făcându-și selfie cu calul, domnule, în sfârșit, România este liberă. Mihai Viteazu și România. Mă, băieți, eu înțeleg protocronismul. Pot să înțeleg dorința unora de a supraevalua momentele istorice. Pot înțelege chiar nevoia de mituri fondatoare ale unui popor. Dar asta era în secolul XIX. În secolul XIX, uite, ingredientele astea erau cumva acceptabile pentru că scopul era foarte înalt. Era... Hai să plămădim un popor. Are nevoie de mituri, are nevoie de exemple extraordinare, cumva să-l însuflețim să existe. În secolul 21, în Uniunea Europeană, să vii să-i pui în gură lui Mihai Viteazu că frați creștini, România este liberă? Mă, băiete. S-a făcut un fel de tristă competiție între șmecherașii ăștia, istorici ăștia de bulevard, veniți în Alba Iulia să arate cine-i stăpân, da? Și istoricii. Și ca să înțelegi cine-i fosta șefa bibliotecii din Alba Iulia, ne zice istoricul Tudor Roșu. Istoric, restaurator, bibliotecar, profesor, cu doctorat la Sorbona și distincții irepetabile, cel puțin în peisajul cultural local, după o carieră de peste 40 de ani, doamna Biro este trimisă la colț de obraznicul ăsta care ne mulțărește și imaginea orașului și pe cea lui Mihai Viteazu cu spectacolul lui, ghilimele, de prost gust. Omul are treabă și cu bugetare, și cu terasele, și cu muzeele, apoi îi șterge, mârlănește urmele. Ceva din Caragiale cu Republica de la Ploiești există. Ceva din derizoriul ăla lui Caragiale, împletit așa cu să-i zicem, absurdului lui Urmuz, iarăși găsim acolo. Pentru că dacă tăcem și nu vorbim despre asta, și asta spun pentru cei care zic, domnule, dar ce, asta e știre? Dacă tăcem, o să ne obișnuim, că așa este normal. Să vină urniș să urle pe cal, să-și ia niște pantaloni de la second hand, să meargă prin tarabe, să-și ia tot felul de cămăși colorate și după aia să urle cum că Mihai Viteazu, că România e liberă, că frați creștini. Astea sunt, dacă vrei, mișcările astea ultra-religioase care împletesc sentimentul ăla misticoid al supranaturalului și nu vorbesc al divinului, da? Al supranaturalului, cu o frustrare istorică imensă pe care și aia o supraevaluează protocronist într-o încercare de prost gust de a arăta ce?
că noi suntem buricul Universului, scama din buricul Universului și mai tare. Mergem mai departe. Gruformeria. Cum a fost interzisă o expoziție de pictură contemporană la Palatele Brâncovenești pentru că nu respectă dogma bisericească. Centrul cultural, da, de la Palatele Brâncovenești, are manager, un fost director ADP, cu avere confiscată de Agenția Națională de Integritate, iar consilierul juridic e cercetat penal pentru abuz în serviciu. Și ăștia sunt cei care dau nota, dacă vrei, nota elitei. Domnule, eu sunt director la Palatele Brâncovenești, sunt un fel de văr îndepărtat de al lui Brâncoveanu. Eu am scăpat acolo la Stambul, când, înțelegeți? Adică, au făcut scandal că de ce există o pictură care nu prea seamănă cu zama ortodoxă din care sunt făcute picturile. Da? Și au dat jos o pictură, ți-o arăt aici, da? În ajunul vernisajului, asta este pictura. Lucrurile nu s-au oprit aici. După vernisajul expoziției în care lucrarea controversată n-a fost expusă, au intrat în acțiune popii, bisericii, din curtea Palatelor Brâncovenești, vrăjitorul și vrabia, așa-i cheamă pe ăștia, cel din urmă fiind soțul responsabil cu comunicarea și relația cu presa centrului cultural. Adică un fel de... Ia-o pe preoteasă și bag-o și mie într-un loc. Acum ce să facă preoteasă? Că nu a așteptat tătăzua Lianu cu pulpe de pui de la pomana care îi se dă popii. Da. Cei doi preoți au fost scandalizați de nudurile din lucrări, reproșind că au fost aduse în casa sfinților martiri brâncoveni care au avut 11 odrazle, tablouri care au organe sexuale, după cum a povestit muzeografa. Și zice, da, ce citim? O relatare de acolo, de la cineva implicat, de la muzeografă, pictoriță, etc. Vizita debuta cu o întrebare foarte ciudată pentru o conversație într-un spațiu cultural public. Domnia sa, popa, m-a întrebat dacă sunt creștin ortodox săbotezată. Care o fi relevanța acestei chestiuni pentru specialist în artă în cadrul unei instituții publice? Am pierdut eu noile reglementări în care se stipulează că reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române au luat muzeele la rând și verifică statutul de botezați, neofiți, catehizați, excomunitați, etc. al muzeografilor și curatorilor? Adică, bă, stai un pic, suntem cumva stat islamic? Suntem cumva Republica Ortodoxă Română? A fost mare scandal că de ce acel tablou cu Sfânta Treime. Bă, băieți, aia era o reinterpretare, sigur, modernă, a lui Andrei Rubliov. Rubliov, dacă nu a aflat încă popicii ăștia ortodoxi, a fost cel mai celebru pictor de icoane din Evul Mediu. S-a născut înainte de 1400, da, 1370 și undeva pe acolo, da? Și a avut un destin extraordinar. A fost cel care a umanizat icoanele. Este și făcut sfânt de Biserica Ortodoxă Rusă, în care două sărbători, una în ianuarie și una prin iulie, da? Sfântul Andrei. Da? Andrei Rubliov a fost un călugăr. Foarte fain l-a distilat Tarkovski, are un film din 69 sau 70, chiar așa se numește Andrei Rubliov, călugărul, și dacă l-ați văzut, cei care l-au văzut, mă rog, acum Tarkovski nu e mai la modă, acum e Bruce Willis la modă, Tarkovski începe filmul cu un țăran care zboară cu balonul cald pe lângă o mănăstire, zidurile alea albe extraordinare și se prăbușește, da? Și din toată filozofia asta extraordinară a lui Andrei Rubliov, Tarkovski scoate două elemente fundamentale. De ce trebuie să fie arta sau cum trebuie să fie arta? Odată, arta trebuie să... Artistul face artă ca să scape lumea de ignoranță, să o scoată pur și simplu din ignoranță. Arta poate șoca. Uneori poate șoca. Picasso o șoca pe toată... Dalí, nu mai vorbim de Dalí, da? Lucian i-a șocat pe mulți, da? Pe patul de moarte, fiind paralizat, cu tot, pictat cu penelul legat, cu pensula legată de mână, da? Era deja schilodit de boală și au venit procurorii și au lăsat arest la pat, nu arest la domiciliu. De ce? Un dobitoc l-a acuzat de plagiat în pictură, da? Și procurorul nostru, românul nostru adevărat, a venit și i-a făcut acolo la mișto, arestat la pat, pentru că el nu mai putea să dea jos din pat. Da? Și a doua idee a lui Rubliov, din Tarkovski, acel film extraordinar, dacă l-ați văzut, zice, domnule, arta trebuie să imprime speranță, demers înainte.
Bă, tată, orice fapt artistic duce înainte niște oameni, o comunitate sau o țară întreagă sau o planetă întreagă, da? Când au venit talibanii ăștia, popii ăștia, să spună aia nu-i bună, aia nu-i bună, ia să vedem noi un tur ghidat, să ne dăm noi cu părerea despre picturile alea, în momentul ăla ai omorit orice sevă de seriozitate a țării ăstea, da? Că e vorba de instituții de stat în secolul 21. Adică intrăm iarăși într-un derizoriu de ăsta balcanoid. Nu știm pur și simplu să punem la punct pe niște băieți care s-au liniștit, conservatoriști din ăștia și cu talibani de ăștia, există peste tot în lume. Doar că acolo li se dă peste năsuc. Și li se spune clar, băiete, nu mai sus de cizmă. Știi că la pictorul ăla s-a băgat un cizmar în seamă, că bă, aia nu-i bună, aia nu-i bună, aia nu-i bună, ok, cizma, tu ești cizmar. Și când a ajuns, da, la proporții, băiatul, nu mai sus de cizmă. Aici se lasă derizoriu ca și cum ar fi o normalitate. E ca un fel de, știi, când vine câte o, câte o apă de aia care crește, crește, crește și tu vezi că vine peste grădină, îți intră și în casă, după aia îți intră și la etaj, dar așa încet, încet și nimeni nu ia nicio măsură. Și tu stai și te uiți la ea. Cam asta suntem noi deocamdată, dacă nu spunem nimic, dacă nu spunem nimic, în fața derizoriului. Și nu avem voie să tăcem. De ce? Pentru că dacă noi tăcem acum, generația care se naște, se va naște cu limba ruptă. Am înțeles? Poate că da, poate că nu. Să aveți sănătate. E singurul lucru care, să zicem că depinde de noi.